Pot să fac ceva tot pentru Siria. Vrem expoziția din 2010 a fost cheamă Orient History. Cred am vorbit mult despre asta, dar am vrut să fac ceva pentru Siria. Înainte să fie rezultatele noi sau problema care e acum, am vrut să știu oameni români despre Siria, despre civilizația ce are din aproape 4.000 de ani, înainte să vin din Iisus, ce are acolo Siria și Irak și tot țara orientală. Și am început niște lucrare Arca lui Noia, Cină Taină, asta de la Orient History, după alta expoziție cheamă Femei din Gilgamesh. Adică tot ce avem noi istorie. Și cum am continuat până acum, cum am ajutat la galeria asta, au Art București cu niște grup de cu grup artist român. Cheamă Besaj Temporar, Contemporar. Tot am gândit să fac ceva pentru Siria. Am gândit la asta să fac eu câteva din tablou, știi, chiar am făcut tot tablou, am făcut aici în România, dar tot gândul meu a fost în Siria. Spune-mi, pentru că vorbim acum de expoziția care este aici, la această galerie, ai un tablou, din punct de vedere tehnic este cel mai mare cramărime, Arcanul Noe. De ce ai ales acest subiect? Arca lui Noia am vrut să intră mai mult despre istorie. Nu e după Siria, după Orient mai mult. Am vrut să știi oameni, dumneavoastră și oameni români, tot ce avem istorie, că avem istorie mare. Mare, foarte mare și foarte veche. Am vrut cum a fost la Arca lui Noia, cum a fost înainte oameni, cum a fost, cum am dat Dumnezeu toate apa pe pământ, știi? Spune-mi, în celelalte tablouri am observat că folosești multe simboluri și sunt printre ele peștii, păsările, caprele, flori, foarte multe flori. Ce ai vrut să comunici prin aceste simboluri? Sunt legate neapărat de partea lumii de unde vii? Pentru mine e messenger, să spune, pasăre sau pește, care ajută pe mine de tablou. Eu așa spun, când pictez tablou, nu îmi pictez singur. Și el pictez cu mine. El ajută, știi? Adică pictez amândoi. Cred, o să las. O zi, două zi, o săptămână, știi, cred că cheamă pe mine încă dată că e vrea ceva. Știi? Pește și pasăre sau capra, spune la pește sau pasăre, e mai mult messenger pentru mine, care tot oameni acolo aștepte ceva. Are gândul vechi și are gândul nou și tot aștepte, adică tot aștepte, cred, la o pasăre să vin la o oglindă sau să vină la un geam să spune ceva, știi? Să fie și un simbol că toți oamenii din Siria în momentul ăsta așteaptă acest mesaj să fie pacea și să se întâmple? Toată lumea are o dorință, nu? Și poate că momentul acesta... Nu așteptat asta care a fost, dar oamenii așteptă să fie liniștit. Asta cel mai important, să fie sănătate. Vreau să-mi vorbești un pic și de tablourile în care sunt pictate femei și să-mi spui de ce nu au față, de ce nu au ochi, nas, gură. Eu, în general, în primul rând, sculptor. Asta vreau să spun. Și tot linia care pictez via acum e aceleași linie cu sculptura. Asta, în primul rând. Și tot femeie care nu are față, eu n-am gândit când am pictat primul rând la un cineva personal. Am vrut să fie
în aceleași femeie în tablou, iubita și sora și mama și orice femeie special din Siria, hai să spune că e o femeie siriană. Sau femeie româncă, că am făcut și niște tablou femeie. Am un tablou tot mare, cheamă Femeie în parc, adică femeie româncă în parc. Și așa, am vrut să fie, orice vine să gândesc la femeia aia, să fie gânduri lui, nu să gândesc ce a pictat Amar. Ai menționat că ești sculptor. Când ai început să pictezi, în România sau în Siria? Eu am terminat sculptura în Siria, de 2001, și am făcut și sculptura, și designer de interior și exterior, și pictură. Chiar am făcut expoziția în Spania, de 2003, din partea lui Centar Cervantes. N-am fost doar, am trimis sculptura. Și am făcut și în Italia, dar am făcut pictura atunci. Am trimis niște tablou pictura. A fost comandat la cineva. Dar aici, în România, a început numai pictura. Cred că eu stau în bloc, știi, și n-am voie să dau cu ciucan sau dau aia. Dar mie și place că eu sunt și sculptor, și pictor, și designer. Și mie place color. Mie place color. Și o ultimă întrebare, ca să nu te rețin foarte mult. Care ar fi mesajul tău în toate aceste tablouri? Ai spus că atunci când lucrezi, te gândești la Siria. În momentul în care tabloul este terminat, care ar fi mesajul tău? Cred noi în sala asta, tabloul meu. Tot tabloul e preferat pentru mine, dar am un tablou care cheamă Cină de Taină. E la noi în țara și mai un tablou mare, asta pentru, chiar am făcut aici pentru Siria, am făcut în România pentru tot oameni în Siria, a fost cadou din partea mea. A fost stagiul nostru Siria și a fost o clădire palmeră, aproape 4.000 de ani sau 5.000 de ani de Tadmor, cheamă la noi, și clădirea sau moschee cheamă Omowi, tot a fost ca panorama, și în același tablou am băgat limba aramic, litera de limba aramic, limba e Domnul Iisus, adică a făcut tot oameni în Siria, că noi suntem creștini acolo, musulman, toți sunt coleg sau frat sau prieten, tot a fost noi tot împreună, tot țara Siria, tot țara noastră pentru noi. Și am făcut și Cină de Taină, care asta mie e tot preferată, tot Mărima Mare a fost, nu e în sala aia până acum, dar a făcut de stilul meu. Tot. Deci este un stil propriu și uite că noi am mai vorbit într-un alt interviu de faptul că ai făcut Cina cea de Taină, chiar dacă tu vii dintr-o zonă musulmană. Da, da. Oricum, eu stau în Siria în bloc și avem același vecin creștin, musulman. Acolo, nu știu, și aici foarte oameni, dar în Siria eu am născut acolo, știi, și nu gândim că suntem diferite, da? Creștini sau, adică când ești în servici și vin, așa a fost la noi, Bucuvânt, așa a venit odată în familia noastră din alt oraș, la orașul nostru, ne cheamă Hasaka, și tot familia a fost la servici, mama și tata. Dar a deschid vecinul nostru, a fost creștin și a stat la ele. Adică nu e diferită la noi când sunt creștini. Toată lumea la fel, noi gândim. Mâncăm, petrecere. Deci toți sunt oameni. Da, toți oameni. Deci asta ar fi, să zicem, unul din mesajele tale. Da. Și asta ar trebui să înțeleagă tot pământul. Trebuie să înțeles toată oameni că noi suntem oameni Siria. Tot împreună, nu e diferită, nu sunt doar țara pentru creștini sau pentru musulmani sau pentru, pentru orice iubește în Siria, primul. Să dau Dumnezeu să termină joaca oameni de Siria odată de la noi.
Mulțumesc! Mulțumesc!